Nu-ți dai seama că ești osândit pentru rata totală. Dacă nu erai minor și nu ai fi stârât, dacă nu erai minor și, și nu ai fi avut putrexie, nu scăpai numai cu 3 ani. Dumnezeu a vrut să-l răstoarne pe bol și să-l ridice, să-l ridice în cap spre țărani. Nu scăpai numai cu 3 ani. De ce nu se face cu tine dacă nu iubești armata, dacă nu cinstești uniforma? Uniforma asta nu-mi place și nici nu-mi comandă. O nenorocitule! Nu știu pentru că mă știi prizonier și că sunt de armata, dar am aici cap aproape 50 de volume din biblioteca mea. Una dintre este chiar o lucrare proprie. Puterea armată și arta militară la România. Este gândită aici în temniță frază cu frază. Doar trebuie să fie așteptat pe hârtie. A, bine, a venit cineva să te vadă că de mine nu trecea, dar s-a întâlnit cu 3 scalituri. Atunci, vă las fi. Nicule, Nicule, de aproape un an nu te-am mai văzut. Mama se văd. Nu pot citi acum, sunt bolnav de răbdare. Vedeam-o că nu o să putem vorbi tot. Ce am văzut? La 10-a să vedea că am ceva acum la jur. Ardele două și de lipscani. Ardele lipscani, ardele cu curejii? O plată cu față cu drumăcoșoare, dar acum de ce ești de acolo s-a atrița în vorbei ce răbunită vorbea. Dar cum ați ținut în voirea asta? Două săptămâni am întâlnit la tăcușile. Femeie, ești un înger. Dar mai mult am putut face. Nicule, mi-ai așternut? Nu te venești cu nimic? M-am tot să ținut destul de cald. Uite, ești două rânduri de primere. Ciorapii ăștia de lână și un cușucel. Toate sunt bune pentru germul ăsta. Lăsa și văd că nu e atât de rău. Parcă o poți să îndure mai ușor. Ce vrei? Închisoare. Niște bacabale, le-am pune pe fure și găsă că nu pot. Și mama ta s-a supărat dacă aș. Spune-mi de vorbă. De ce te-o trimis pe tine? Nicule, am să trebuie. Mai ținut pe astea doamnă că am făcut la tine. Ai refuzat să îmi discărești și vrea reiectare cu tribunul. Nu se putea altfel, ci așa a făcut fel de fel de intervenții pentru mine la judecată. Dar, Nicule, nu trebuie să refuzezi că legile ale tale. E supărată mama. E supărată mama pe mine și nu vrea să mă vadă? Taci, taci, nu vorbi cu păcat. Nu e supărată viața de ea. Dacă s-ar da voi, ar trebui să era aici, lângă ușa ta. Altul este motivul pentru care m-a trimis cu mine. O știi de mama ta, nu știu. Ce copilărie cu visele astea? Știi că nu pot cere să mă înjosesc odată? Și pentru ce? M-am ferit să-l apăr pe sărmanul acela. Dar e tot el au făcut râpă la șprit de padă. Noaptea tot m-au apăr cu sprece pe te. Îmi părteau cu frăniute. Și pentru ce? Ca să le dea o grijă celorlalte pe sărani. Ca să nu fugă de pămășiile lor. Le frică să rămână fără clăcaș, că nu o să mai aibă cine să le bucească în terenul boierilor. Pe acela m-a convenit cu sărica mea și l-a scăpat de muncă. Urzește să răstoarnă pe podă, Nică, s-a apucat să răstoarnă de milie țării românești. Acum iar domnul meu aici la care te-a spus la cum cere asta? Hai să sărit pe amul. N-ar trebui să pune cu fierbinte, de rugă de durare, ca de nici în destul nu mă va avea genul la picioarele lui. Trebuie să înțelegi. Voi cere domnul meu de la cutie și voi spune aceea cu domnul ofițer. Ascultă, Luxita, tovarșii mei cu care am fost de grijă, mă consideră poate un copil, dar condamnarea ne-a legat pe noi și soarta mea a devenit soarta mea. Nu pot fără să-i schimbă pe mine. Thank you.
societate și frăție. Nimeni nu bănuiește că societatea noastră, frăția, este de fapt altceva decât societatea liberală, asociația liberală. Se cunoaște doar ce se cuvine. Că membrii se cunosc între ei în grupuri mici și se salută solemn dreptate și frăție. Proprietarii nici nu vor să audă pentru ei. Să vă arăt sunt oameni ficioși care s-ar simți prost dacă ar sta cu boierii la masă. Iau. Ce spun frații la bancă de la tăbătărie? Nu puteam să la 5 dimineața și nici la 10 seara nu s-a pui ofte, iată nu i-a fi chemat și pus la mine. Altfel ar fi stat până la 12 noaptea. Până la 2 frăței și mâine când încep? Sunt pe la 5, când se luminează de ziua. Va să te fac lucrător muncește 19 ore pe zi? Și știi cu cât sunt plătiți? 3 lei pe zi. Unii au și 5 lei pe zi. Acum 4 ani, conform planului de la frăția, am încercat să cunoștem mai de aproape poporul muncitor. Nici cred că nici în galerele cu romi nu erau muncă atât de grea și otrăvitoare ca în aceste tăbăcării. Că de dormit tot atât de înghesuit și cu haine pline de plașe de păduc doar vieții. Ce e de făcut pe atâta de bun? Noi ce facem? Pe ce după aia de stat? Pe toți soldați. E teamă să ne dea să se toată frăția. Pentru că oți pe acțiunea de și aștept finalul de la Islanda.
Stăbașii și măcelarii lui Absentisedor se adună cu murau din clopot o mitropolie tras într-o dungă. Ce noi am venit cu ceilalți? Cum ați se aude din clopot din mitropolie tras într-o și fără bătine și ies cu oamenilor în spate. Dacă nu aveai niciodată curajit, unde eram acolo? Nu te grăbi, că nu se știe cum se termină seara aceasta. Nu este încă sigur că revoluția noastră nu va fi urmată în fașă, cum a fost cea din Moldova. Acolo i-a arestat pe toți într-o singură noapte, la locul de adunare. Dragi, dar credeți că revoluția se înseamnă nu? Revoluția este politică. Nimeni nu mai poate opri. Nu este a noastră a boierilor cum a fost cea din Moldova, este a poporului. O pătină pe cea lui Tudor Vladimirescu. Principală trebuie de mâine până joi, fiecare să se găsească la postul său. Nu știi fiecare când ne scădeie va prinde țara, dar țara așa doar o scădeie ca să ia foc. Frate, mai spun ceea ce v-aș fi. Haideți să mergem. Thank you.
dar voi ați dezarmat. Într-o singură săptămână am decretat și Codorul ca steag național și am oficializat Lozinca cu dreptate și frăție. Acum să rănim așa că de la noi să scăpăm de clac. Acest lucru trebuie făcut numai decât. Am făcut multe greșeli. Ah, câte greșeli ați făcut. Ascultă, am lăsat frăția în lucrul nostru, o zestrăm cu o gardă proprie. În organ executiv, frățirea trebuie permisă numai așteptăm convocarea constituației, decretând din prima zi votul universal și proprietărirea clăcașilor. Asta ar fi zelit crearea unui armate naționale populare. Am fi fost alături de Avram Iancu. Azi am fi avut România visată de toți. Va fi cu certitudine, fiindcă nimeni nu poate împiedica un proces istoric. România va fi în curând o republică democrată.
curge mereu Dunărea. Mai am o lună de trăit. Și ce am izbutit în toată viața mea? Nimic. O Românie, nu ești bogată, nu ești frumoasă, pentru ce cu lacrimile tale? O Românie, ai și ta iubirii mele, nu mă părăsi. Nu știi cine e România? Nu știi cine e România? O, peste un sfert de veac, nu va mai fi nimeni să întrebe de România. Vom fi scriși în terasele istoriei.